Ne-am întors cu domnul Emil Culda, economist și candidat la primăria municipiului Cluj-Napoca și pe pauză am primit încă două. Și îl întrebăm pe rând, sunt întrebări pe care ni le adresați dumneavoastră și ne distrează teribil. Dacă toată lumea se pricepe la politică, de ce credeți dumneavoastră că vă pricepeți mai mult? Asta este o întrebare a unui telespectator. Da. Eu cred că nu toată lumea se pricepe la politică, ci toată lumea comentează politică. E ca și cu fotbalul cumva. Și eu cred că la politică, de adevărat, le-a să pricep foarte puțin. Din păcate, politica este confundată și a ajuns să fie altceva decât ce trebuie să fie. Numai că discutăm cauzele, că sunt multiple, de unde vine această schimbare de stare a politicii. Dar, în orice caz, ăia care se pricep și care pot face politică sunt foarte puțin. Din păcate, și eu cred că știind să fac niște lucruri și făcând niște lucruri până la această oră, cred că pot face lucruri bune și în politică. Să înțeleg că dumneavoastră, dincolo de a face politică, vă doriți să fiți un gospodar și atunci, fiind un, pentru că vă considerați un om cu reușită pe plan profesional, puteți aplica... Pe scurt, eu îmi propun să fac lucrurile cele mai simple și mai banale și la primăria Cluj, care făcându-le bine și serios și făcându-le cu detașare și independență, că n-am niciun partipric cu nimeni, nu la nimeni obligat, și asta e foarte, foarte, foarte important. Nu sunteți din partea niciunui partid? Sunt din partea PNSCD-ului, fără nicio discuție, dar n-am obligat din niciun fel. Eu am venit cu sufletul lângă partidul ăsta că vreau să-și găsească locul, pentru că merită din multe motive să-și găsească locul pe scena politică. Dar n-am nicio obligație, ca atare, prin detașarea care o pot eu avea, făcând lucrurile normale, absolut normale, ele vor părea extraordinare. Vă dați seama că intru să fac efort mare ca să vadă diferența. Ziceți-mi un lucru normal. Cum anume? Ziceți-mi un lucru normal pe care intenționați să-l faceți. Păi un lucru normal înseamnă să faci o administrație normală și să ai transparența necesară în ce faci tu primăria Cluj. Nu există transparență. Prima chestiune, toată lumea vorbește de ea, primăria Cluj n-are publicat de 20 de ani un bilanț. Să știe lumea ce avere are Clujul și datorii are Clujul. Asta e transparența la care vă referiați. Nici nimic din cifrele din buget, care înseamnă doar sume, nu spun ce e în spatele lor. Eu am crezut că vreți să faceți clădirea toată. Sigur, de sticlă, de termopane, și glasbanduri și multe altele. Sigur, și geamuri, să se vadă și multă lumină, absolut, absolut. Face multă lumină, e adevărat, da. Ce avantaj competițional credeți că va aduce mustața, domnule? Chiar nu știu, dar o am de vreo 30 de ani, ce să zic, nu mai știu. Oameni buni, mustăcioși, știți, mă aveți mustața care e acolo, treabă bună. Da, poate avea un rol și ea, mai știi? Bun, așa, un alt telespectator ne întreabă care este cel mai grandios proiect pe care vi-l puteți imagina pentru Cluj. Nu vă gândiți la Disneyland sau la Someș Valley sau la centura subterană că-s luate. Gândiți-vă la exemple de lucruri simple și banale. Da, eu vreau să spun și mai multe coșuri de telespectatorul a vrut și să-mi sugereze cumva un răspuns, dar nu mi l-a sugerat, chiar mă gândesc la el. Nu sunt adeptul proiectelor grandioase. Toată lumea, ca să zic așa, e cu proiectul în vorbă, ca să nu spun altfel. Nu, sigur, printre altele am și eu vreo 5 importante din punctul meu de vedere, dintre care astea grandioase au legătură cu amenajarea Someșului. Chiar merită lucrurile, dar nu asta e esența. Cine vine la primărie trebuie să vină lucrurile simple și mărunte. Și făcând lucrurile altfel, o să apară și proiecte grandioase. Nu proiectele în sine, astea sunt doar consecință, cauza în altă parte. Într-un mod de a face treaba acolo, într-un mod de a administra, într-un mod de a face mai ales administrație și nu politică. Deci eu vreau să rezolv multe lucruri banale, nu să fac proiecte grandioase. Am înțeles. Vreau să vă întreb doamna Ceazi. Doamna este medic. Doamna este medic, este soție iubitoare, este parteneră de viață. Când i-a spus de propunere, doamna Culda, vă rog frumos să mă sunați și să-mi spuneți ce a spus. Nu să-mi spună dânsul. Ce a spus dumneavoastră? Mă, omule, o să fie așa, o să fie așa, vezi să nu te îmbolnăvești, vezi cu nervii, vezi cu inima. Că sunteți așa, sunteți foarte pornit, ardeți, aveți nu un foc. Nu sunt așa de felul meu, nu sunt chiar atât de pornit neapărat, cât eu tot ce fac cu pasiune, asta e adevărul, nu mă pot ascunde, nici schimba acum. Pasiunea e bună, asta da. E bună, n-ai Nu, pot să spun că soția mea, doamna mea, ca să zic așa, nu a fost dintre cei care să mă încurajeze, din potrivă, a fost dintre persoanele care, fără a avea, să zicem, o poziție radicală neapărat, mai degrabă să fiu atent și prudent, că nu știu dacă îmi lipsește neapărat asta, sincer, asta mi-a spus. Nu cred. Dar v-a dat sfaturi, v-a recomandat? În general, și nici nu-i place să fie întrebată măcar de chestia cu politica în legătură cu mine, că nu e obișnuită cu asta. Bine, dar să vă gândiți, dacă o să fiți primar, ajungeți acasă, aveți delegații, plecați târziu, o să vă sune să vă întrebe, ai mâncat? Nu sări masa de prânz. Nu din păcate cu asta antrenamentul e făcut. Pentru că și acum ajung, din păcate, de multe ori foarte târziu și nu mănânc la timp, pentru că treaba mea obișnuită, mai ales în perioada asta, e o nebunie. Toți clienții mei au nevoie de rapoarte, acum mă sună, eu nu mai știu cum să mă împart.
Sper să mă împar bine de cele două lucruri. Deci, din punctul ăsta de vedere, există o oarecare antrenament apropo de neregularitatea unor mese, de programe nu tocmai reușite, nu le săriți, domnule, deci și așa mai departe. Trebuie să fiți un gospodar, în primul rând, sănătos. Da, asta deci, dacă sunteți tot deșghinat și rupt și mai mult stați în spitale, nu e bine. Doamne ferește! Doamne ferește! Mai vreau să-mi spuneți de fetele dumneavoastră. Aveți două fete, da, să vă trăiască. Mă bucur întrebarea dumneavoastră. Am două fete, am fost lineri la o ultimă, să zicem așa, speră, o ultimă ceremonie de absolvire. Nu ultima, că le plac școlile la tine. Le plac școlile, da, mă bucură, nici nu credeam că o să le placă atât de mult. Cea mare, Corina, este informatician, absolvent de informatică și respectiv de științe economice și tehnică în limba germană. Cea mică, Gabriela, este absolvent de științe economice și de drept, este avocat. Cea mare lucrează la o mare companie nemțească în domeniul programării. Când aici, când la PAS sau în Germania. Dar e multinațională sau e nemțească? Multinațională, nemțească, ca să zic așa, dar alea nemțești sunt mai speciale puțin, e în zona informaticii, încă n-au venit lângă mine neapărat, aveam ce să facem și împreună și mă bucură, nici n-aș știu că trebuie să le găsesc job. Și le-au rezolvat singuri, așa au și crescut. Sper că am făcut. Gineri aveți? Nu am, din păcate, am pretendenți sau nu știu. Ha, uitați-vă ce ficior îți bată mătru, dar atâta-s de bun la toate. Încă lucrurile nu s-au așezat de aici, eu îmi doresc foarte repede. Și repede copii și nepoți. Le spun tuturor, repede copii și vă spun și celor de vârsta dumneavoastră și așa, care au în cap o idee, din păcate, cam păcătoasă cu cariera. Nu! Copiii de 10.000 de ori mult mai important decât orice carieră. Și după 30 de ani, și la băieți și la fete, devine o problemă și dacă își doresc să aibă copii, să-i aibă. Apropo de carieră și de stres. Din toată inima, de 1.000 de ori, de câte vreți dumneavoastră, e mai important să ai copii. Asta cred eu. Nu, mie îmi place. Eu am fost singur la părinți. Nu că ar fi vrut ai mei, că acolo nu era moda, nu s-a mai putut să am frați, din păcate. Ar fi plăcut să... După mintea mea și patru aș fi vrut să am. Chiar atâta suntem noi. Da. Doi băieți și două fete să trăiască toți patru. Doamne ajută la toți. Sunt buni și nu ne certăm. Așa ne înțelegem ca frații. Doamne ajută. O doamnă din Gheorgheni, să rămână stimată doamnă, are două întrebări pentru dumneavoastră, sunt aici. Să spună domnul Culda ce avere are sincer și cât a dat pe campanie și în ce fel o face. Sunteți pretendent a fi primar, doamnă, dacă vă eu mi-am publicat declarația mea de avere așa cum cere legea de alminteri. Pot să spun că am două apartamente în Cluj, încă o garsonieră în București, am un teren în București și încă un teren în Cluj, am ce am moștenit de la părinții mei în Apuseni. Să nu-l defrișați, domnule Culda, vă rog frumos, nu mai tăiați. Acolo rămâne. Și am sigur averea, sau mă rog, câștigurile care le am din activitatea mea pe cele două societăți care le am și cabinetul individual, care de ce mi-aduce un venit și mie și celor care lucrează cu mine, rezonabil, da, bine. Absolut. V-ați depus declarația că până da, e depusă? E depusă, sigur, de la început. Acum n-are nicio importanță că vedem ce este în final, dar am depus-o odată cu documentele. Stimată doamnă, omul și a lucrat la privat. Și banii de campanie, ca să înțelegem foarte bine, sunt ai mei și prietenii care mă ajută. Și mai am prieteni care mă ajută cât pot, nici pe departe, nu voi compara cu ăștia la alții, care se pare că se vede cu ochiul liber cam ce bani au. Dar cât fac, vreau să fac, nu ne băgăm în alții cu să nu fiu la nimeni obligat. Că atunci voi putea fi un primar bun dacă nu sunt la nimeni obligat și vă spun cu toată sinceritatea că nu sunt. Nu sunteți. Nu. Ești bărbat când nu, a spus sunt, una... Sunt normal și pe picioarele mele. Mi-a plăcut mereu să fiu pe picioarele mele. Stimată doamnă, sper că domnul Culda v-a răspuns și cu averea și cu campania. Asta cu averea e o chestie de transparență. Până la urmă n-ați avut nicio funcție publică până acum. Nu. N-ați făcut vreun contract singur, cu statul. Tot ce am făcut singur. Nu spun că l-am făcut cu ajuta de prieteni, de cei care am lucrat. Nu se pune problemă. Eu vă întreb dacă ați avut contract cu statul. Dacă mă gândesc în totalul contractelor mele de când lucrez pe contul meu, să zicem, de 20 de ani, dacă au fost 2 sau 3% cu întreprinderi cu capital de stat sau așa, e mult. Eu mă gândeam că ați făcut centura sau ceva. Nu am nicio treabă. Nu. Eu mă ocup cu asta mai mult, cu asfaltul. Păi domnule, ca idee, acolo s-au băgat prima dată, era vorba de 50 loc. De milioane de și au ieșit 200. Unde? Cluj-Napoca, ca să, apropo de centură și de asfalt, are aproape un sfert din bugetul Clujului, e pentru asfalt. Eu nu spun că nu trebuie asfalt. Dar în schimb, deci aproape 25%, dar în schimb, pentru sănătate, doar 1,8%. Eu nu spun că nu trebuie asfalt, dar mă gândesc că 2-3% de la asfalt înseamnă mult la sănătate. Să meargă la sănătate. În încheiere, pentru că mai avem mai puțin de 2 minute, vreau să-mi spuneți valorile dumneavoastră ca om. Dumneavoastră, Emil Culda, dincolo de a fi economist, este un om, un român. Ce, un om, asta contează. Ce valori vă ghidează în viață? Ce valori aveți? Pe ce sunteți construit? Eu sunt construit pe tot ce îmi poate oferi viața frumos. Eu iubesc în egală măsură meseria mea și cred în ea și cred că oricine face meserie cu
pasiune și seriozitate, are o împlinire. Cred în această idee. Cred, evident, și în valorile creștine și tot ce înseamnă originea mea și creșterea mea ca tare, educația mea, dar trebuie să vă spun în același timp că spun mereu, nu poți fi bun în niciun domeniu dacă nu ești puțin interdisciplinar. Ca atare, sunt mare iubitor de muzică, nu vreau să putem face o noapte și trei nopți o pe tema aceasta. Dar trebuie să ajungem în cetieraș. Sunt iubitor să văd cât mai mult, ca atare am cheltuit foarte mulți bani ca să văd lumea asta și în general mă interesează vechile civilizații, rădăcinile, toate celelalte, că acolo avem noi multe de văzut și de așa. Sunt un om normal, deci cred, dincolo de valori materiale, în tot ce înseamnă hrană pentru suflet și mă bucur în fiecare. De exemplu, acum sunt foarte supărat, o spun sincer, că ratez TIFF-ul. Anul trecut am văzut 53 de filme și îmi doresc să... Câte? 53. Domnule, vă stați așa, domnule Micuda, dar vă sun la TIFF că este campion. Puteți fi campionul TIFF-ului. Poți fi campion, nu, asta e important. 53 de filme. Da, pentru că știți de ce? Am pierdut ani de zile văzând câteva și la un moment dat cineva mi-a zis că nu e, am căutat un nou la hotel și nu era și îmi spunea că e plin orașul de așa și noi clujenii nu merge. După care am zis de acum încolo, nu mai ratez. Ca tare, ultimii doi ani am fost serios din punctul ăsta de vedere și nu vă spun cu ce plăcere și bucurie aștept dragi filmele. Pentru că filme adevărate, care nu le uiți, nu sunt de alea pe bandă, sunt din Norvegia până în Coreea, dau un exemplu. Deci de asta mă bucur cât pot, mă duc cât de frecvent pot la toate genurile astea de spectacol artistic. Acum TIFF un pic o să se suprapună, o să da, se suprapună asta cu campania și, dar tot o să văd 10 filme. Bine. Nu, mai avem timp de o ultimă întrebare pentru domnul Culda? Imediat. Bine, aici mi se scrie întrebarea, ai de mine, dar asta e întrebare complexă, nu putem. Da. Un telespectator ne întreabă ce planuri aveți cu Clujul, dar nici timpul nu e scurt. Mai multe, să fiți... da, programul meu o să fie publicat. O să fie publicat. Repet, nu de alea foarte spectaculoase cu proiecte mărețe. Sunteți cu politica pașilor mărunți, încet, încet dezvoltat. Nu, de alea care sunt esențiale. Noi, în esență, avem nevoie de aer în fiecare zi, nu neapărat de zburat în cosmos. Domnule Teo Câmpean, domnul care ne-a adresat întrebarea ce planuri are domnul Culda cu da. Clujul, urmăriți-l, o să le găsiți publicate. Da. Sunt câteva pentru primul an, deci 4 puncte pentru primul an și 4 pentru următorii ani. Ok, bine, bine. Și o să le spun la vremea potrivită, sigur, pe fiecare în parte. Deci le aveți și pregătite, o să le lansați. Sigur că da, sigur că da. Domnule Emil Culda, vă mulțumim frumos. Cu tot dragul. Vă dorim tot succesul, Doamne, și bafta, pasiune în continuare. Rămâneți alături de Servus Talk și ne întoarcem cu o doamnă frumoasă și tânără care dorește să conducă acest oraș.